Care este modalitatea pe care o utilizați, știu eu, prin internet, prin distribuirea acestora în alte farmacii, prin, în toată țara? Sau cum vei proceda? La început, produsele au fost găsite în cadrul acelui plafar cu care am început. Mai apoi am încercat prin alte unități farmaceutice și în cele din urmă produsele se află în câteva depozite de specialitate care le distribuie în toată țara. Există posibilitatea ca o persoană să și le comande de pe internet? Avem un site, există posibilitatea de pe internet, există posibilitatea pentru cei care sunt din zonă, sunt foarte multe persoane care doresc să vină să le cumpere de aici, deoarece este preț de producător și mai mult decât atât, au parte și de asistență farmaceutică de specialitate în privința produselor, știind că cel mai bine poate să spună doar cel care le-a creat și nu altcineva. Foarte frumos. Raportul calitate-preț, care este? Raportul calitate-preț cred că este în avantajul pacientului. Asta am căutat dintotdeauna, adică să fie produsele de o calitate bună și prețul să fie cât se poate de accesibil pentru pacient. Sunt niște produse pentru buzunarul românului. Nu le-am gândit pentru alte zone unde puterea este mult mai mare. Dacă tot vorbim despre produse pentru buzunarul românului, pot fi acestea folosite și în cosmetică și bănuiesc că sunt cu mult mai ieftine față de produsele cosmetice pe care le folosesc doamnele în special. Pot fi folosite cu succes și în cosmetică? Cremele toate sunt notificate la Ministerul Sănătății ca și produse cosmetice. Multiplantul, de exemplu, și gălbenelele simplu și gălbenele cu propolis. Am avut de la simpli bărbați care le-au folosit după bărberit și au fost foarte încântați și terminând cu diverse doamne din unități de stat înalt, n-are importanță lucrul acesta, dar care le-au folosit pentru diverse situații de înfrumusețare a tenului și așa mai departe. Chiar și autoritățile noastre când pleacă undeva vin și se aprovizionează cu câte ceva din zona noastră, arătând că sunt lucruri frumoase la Ocnașul Gatag. Cremele acestea și produsele toate, pe lângă faptul că vindecă, pot să și prevină anumite afecțiuni? Profilaxia joacă un rol extraordinar de important în medicină și când vorbim de profilaxie, vorbim de echilibru. Aceasta ne gândim la alimentație și ne gândim la un stil de viață sănătos. Suplimentele nutritive, ele sunt acele medicamente, dacă vreți, fără prescripție, ele sunt acele medicamente care sunt foarte ușoare, fără efecte secundare. Dacă ar trebui să facem o graniță potrivit marelui profesor Bojor, este foarte greu ca să facem granița între medicament, aliment și supliment alimentar. Suntem ceea ce mâncăm și asta este un lucru extrem de important. Sigur, când vorbim de profilaxie, ținând seama de faptul că suntem într-o perioadă rece a anului, sigur că preventiv folosim preparatele pe bază de cătină, folosim preparatele pe bază de echinacea și acestea joacă un rol preventiv în mod special. Așa încât să trecem iarna cu bine. Exact, exact. Am văzut că undeva în dreapta, nu întâmplător, sunt așezate câteva produse. Despre ce vorbim aici? Sunt câteva produse, sunt trei produse ale unui amic și bun colaborator și bun prieten de la Moisei. Sunt niște extracte de afin, cătină și binecunoscutul ulei de cătină care le avem și în farmacia noastră
și le recomandăm cu multă siguranță și cu multă încredere niște produse absolut frumoase. Uleiul de cătină care, așa cum aminteam despre tinctura de propolis, am putea să-i spunem și la acest preparat un panaceu universal al românilor și totuși este un produs dovedit, dacă vreți, clinic, ca fiind unul dintre preparatele de valoare ale noastre, ale românilor. Pe drept cuvânt, marele profesor Constantin Milică de la Iași îi spunea că preparatele pe bază de cătină sunt farmacia dintr-o plantă. Care este, știu eu, îndemnul pe care îl poate face farmacistul pacientului care vine în farmacie și optează pentru un produs din acesta, realizat, creat de dumneavoastră? Ce puteți să-i spuneți? Ce puteți să-i gândiți? Tot timpul încerc de la produsele, de la suplimente și apoi mergem cu celelalte, cu OTC-urile și cred că aceasta este și strategia medicilor, încercând mai întâi, a celor mai mulți dintre medici, încercând mai întâi să valorifice preparatele pe bază de plante, preparatele naturale și apoi celelalte preparate, deoarece, așa cum mai spuneam, acestea nu sunt în totalitate lipsite de efecte secundare, doar că la recomandările, la dozele respectate pe prospect, nu dau atâtea reacții adverse ca și medicamentele. Și asta este un beneficiu extraordinar pentru pacient în sensul acesta. Deci să opteze pentru produsele naturale. Da. Da, domnul farmacist Țibuliac Gheorghiță spunea că este sucevean. Bineînțeles, n-a venit singur din Suceava, a venit împreună cu soția dânsului, doamna Cristina Țibuliac. Mă bucur că v-am alături de mine și mă bucur că am întâlnit o familie care lucrează în același domeniu. Mai rar așa ceva. Cum ați ales să lucrați și dumneavoastră în același domeniu sau pur și simplu lucrați în domeniu în momentul în care v-ați cunoscut? Nu. Și ce v-a determinat? Bărbații au nevoie de ajutor. Înseamnă că este adevărat vorba aceea că, de fapt, femeia este gâtul, nu? În paranteză, da. Mă bucur că sunteți alături de mine pentru că discutăm despre o temă foarte importantă și aș vrea să o abordăm pe aceea a femeilor, pentru că vorbeam cu domnul Ladineaur despre faptul că aceste creme, unele dintre ele sunt folosite și în cosmetică. Vă întreb pe dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, care este cea mai eficientă cremă, să zicem, dintre cele prezentate pe masă? Vara, în special, gălbenelele merg foarte bine și pentru doamnele care mai suferă câte o arsură termică, solară, la gătit sau la plajă. Unele doamne folosesc pentru imperfecțiunea ale tenului, faptul că gălbenele au un rol cicatrizant foarte bun și avem multe cunoștințe. Ele au o bază ușor grasă care permit să fie aplicate ori sub un machiaj, ori seara înainte de culcare, dar efectele sunt vizibile într-o perioadă destul de scurtă. Știm că o altă problemă cu care se confruntă domnișoarele, în special, este aceea a acnei. Care este produsul care merge cel mai bine pe partea de acne? Cred că gălbenele cu propolis, datorită faptului că propolisul are un efect antibacterian și foarte bine merge în această direcție pentru coșuri, pentru acnee, pentru diferite afecțiuni și imperfecțiuni ale tenului. Ca să avem o față perfectă, nu? Da. Am văzut aici un pliant care descrie în mare produsele pe care dumneavoastră le aveți aici. De ce ați ales să realizați un pliant și cum le distribuiți? Bănuiesc că ajung și în rândul pacienților, nu? Sigur, pliantele le-am făcut tot datorită pacienților care ne cereau cât mai multe informații despre produsele noastre. Unele dintre ele le punem în coletele care le trimitem în țară împreună cu produsele. Cu ocazia aceasta, pacientul are posibilitatea să vadă și alte produse. Toate produsele, iar o mare parte din ele ajung inclusiv în pensiunile din Ocna Sugatag pentru turiștii care vin în zonă și pe care îi invităm să ne viziteze, să vadă produsele noastre, să vadă
farmacia și ceea cu lucrurile cu care ne putem noi lăuda în zonă. Foarte frumos. Asta înseamnă că există o colaborare și între dumneavoastră și pensiunile acestea, și mai ales pe perioada verii. Stațiunea este plină. Și pe perioada verii și în perioada sărbătorilor de iarnă, când foarte mulți turiști din țară vin și uneori suntem incluși în plimbările lor prin localitate și vin să ne viziteze, să vadă produsele care le avem. Chiar cei de la pensiune uneori îi trimit să vadă, să aibă posibilitatea să ducă un suvenir acasă care să le amintească de această comună. Și realizat tocmai în locul acela de unde au... Da, special în locul acesta și mai ales că unele dintre produsele noastre sunt pe bază de apă sărată, astfel omul are posibilitatea să ducă acasă aceste loțiuni cu care să-și continui practic tratamentul acasă sau pentru prieteni, familie, rude, cunoștințe care ar dori și ei să vadă cum e la ochi. Mai precis, unde sunt realizate aceste produse? Aveți un spațiu amenajat în acest sens? Avem un spațiu amenajat în acest sens, deci un laborator în care le testăm inițial, apoi le... deci în baza respectivă introducem plantele, le filtrăm și le dozăm în aceste cutii. Însă, în prezent, am depus un proiect european, dorim să ne modernizăm, să ne extindem, pentru că deja spațiul e destul de mic și am dorit să avem mai mult spațiu, deocamdată în această incintă, dar sperăm că dacă se vor aproba aceste fonduri, o să ne extindem și o să fie mai mare spațiu și probabil că cu această ocazie ne vom lărgi și gama produselor. Am înțeles că lucrați la un nou produs. Care este acesta? Sau este produs? Surpriză? Parțial. Este o cremă cosmetică, o cremă cosmetică cu care vrem să se adreseze exclusiv persoanelor, în special femeilor. O cremă antirid în care să încercăm să folosim tot ingrediente naturale. În special ne gândim la cătină pentru că e o polivitamină și ne gândim că ar merge foarte bine și pentru că vedem că piața are încredere în produsele naturale. Spuneați că lucrați într-un laborator, un spațiu destinat pentru realizarea produselor. Aveți și alte persoane care vă dau o mână de ajutor? Mai avem încă o angajată împreună cu care lucrăm la realizarea acestor produse, dar în special noi ai casei, care încercăm să ținem situația sub control ca să fim siguri de tot ceea ce se realizează acolo. Să fie realizat așa cum trebuie. Da, da. Întotdeauna în procesul tehnologic, ori eu, ori soțul, suntem acolo. Pentru a fi sigur de calitatea produselor. Este aceasta și o afacere care merită sau aveți satisfacția mulțumirii clientului până la urmă? Contează faptul că este clientul mulțumit. Este și o afacere pentru că în momentul în care clientul este mulțumit și vine să cumpere în mod consecvent, atunci devine o afacere pentru că dacă produsul nu ar fi de calitate, omul nu ar mai reveni și efectiv n-am avea pentru cine să mai producem aceste creme. Deci afacerea este îmbinată cu utilitatea pentru client. De unde vin pacienții de regulă? Și în ce perioadă, când vin să și le achiziționeze? Cea mai mare clientelă o avem în sezonul cald, atunci când stațiunea se umple de turiști, practic. Iar pentru localnici, în special ziua de joi, când este piață, atunci foarte mulți localnici vin la cumpărat, la vândut. Presupun că și cei din împrejurim. Da, da. Deci satele aparținătoare, inclusiv din Sighet, avem persoane care vin în mod frecvent din Săpânța, sunt unii și mai departe care vin și care își fac aprovizionarea de aici, uneori doar de plăcerea de a ne vedea, de a-mi schimba două vorbe, de a povesti ceea ce realizările noastre în acest domeniu. De ce ar trebui pacientul să opteze pentru un produs din gama Țibuliac Plant? De ce ar trebui să aibă încredere în aceste produse? Pentru că folosim ingrediente naturale, pentru că ținem la calitatea produsului și pentru că dorim ca pacienților noștri să le oferim medicamente eficiente și de o calitate care să-i facă să-și rezolve problemele și să remedieze situațiile existente de boală. Și pentru că sunt făcute de profesioniști.
Da, foarte frumos. Mulțumim tare mult doamnei farmacist pentru că ne-a acordat acest interviu și pentru faptul că ne-a dat un sfat nouă femeilor despre aceste produse, făcătoare de minuni, le numesc eu. Bine am spus? Sunt asistentă de farmacie și, într-adevăr, minun nu, dar sperăm că pentru noi, pentru oameni, sunt benefice și că ajută la rezolvarea problemelor dermatologice. Să știți că stăm în așteptarea produsului cosmetic pe care ni l-ați promis. În momentul în care o să fie finalizat, îl așteptăm. În special eu pot să spun lucrul acesta. Și noi. Mulțumim mult! În încheiere, dragi telespectatori, pentru că am fost găzduiți într-o farmacie, ne interesează și câteva lucruri utile pentru dumneavoastră, ceea ce trebuie neapărat să știți. Ce poate să obțină pacientul care intră la dumneavoastră în farmacie, în primul rând? În primul rând, poate să obțină consultanța farmaceutică de specialitate gratuită, poate să obțină atât medicamentele pe bază de plante, medicamentele cu și fără prescripție medicală. Farmacia noastră este o farmacie care este în relație contractuală cu casa, în sensul acesta eliberând medicamente gratuite și compensate. Ba mai mult decât atât, le stăm pacienților la dispoziție nu numai în perioada orarului, ci și în afară, pentru cazuri extreme, apelând la numărul nostru de telefon, suntem la dispoziția dumnealor în orice moment din zi sau noapte. Asta înseamnă că poate rezolva o farmacie de genul acesta, poate rezolva orice problemă, indiferent de momentul zilei. Aș vrea să încheiem într-o notă interesantă. O să hotărâți dumneavoastră cum, vis-a-vis de cuvântul acesta, fitoterapie și puterile vindecătoare ale plantelor. Este greu să un simplu farmacist să facă o asemenea concluzie. Mă voi folosi de prefața Memomedului din 2013 și în sensul acesta aș dori să citez din ceea ce ne spune marele profesor, doctor docent Dumitru Dobrescu, membru corespondent a Academiei Române, membru titular a Academiei de Științe Medicale. Și citez, dumnealui spunea, din nefericire, tot mai mulți alopați resping medicamentele vegetale și le preferă în exclusivitate pe cele de sinteză. Această excludere a plantelor a determinat în mare parte trecerea lor în categoria suplimentelor alimentare, ceea ce este o mare greșeală atât din punct de vedere științific cât și al practicii terapeutice. Plantele medicinale sunt active și utile pentru numeroase categorii de suferință și răspund favorabil la acțiunile lor. Subliniez, pledez cu tărie pentru menținerea lor în arsenalul terapeutic științific. Dumitru Dobrescu. Așadar, mulțumim domnului farmacist Gheorghiță Țibuliac, mulțumim doamnei, vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați rămas în această seară alături de noi și nu uitați să aveți încredere în produsele naturale pentru că, într-adevăr, au proprietăți vindecătoare. Aici este locul unde oamenii și-au dăltuit în lemn istoria. Aici este locul unde tradiția, portul și arta populară se păstrează ca nicăieri altundeva în România. Aici este locul unde viața de zi cu zi a satului Maramureșan este o adevărată întoarcere în timp. Aici este locul unde meșteșugurile tradiționale se transmit din tată în fiu. Aici este locul unde muzica, care însoțește toate momentele fericite ale vieții, se remarcă prin ritm și vitalitate. Aici este locul unde sărbătorile sunt momente în care satul explodează de muzică și voie bună. Așa că vă urez bun venit în atmosfera unică a satului Maramureșan.